Salut! Astăzi am să vă arăt cum putem conecta un dispozitiv Bluetooth la un televizor Samsung. Dacă avem, de exemplu, căști Bluetooth, vom proceda astfel. Mai întâi intrăm în meniul televizorului, intrăm în meniu și mergem la setări, dăm OK, ni se deschide meniul, mergem la sunet. Intrăm în dreapta la ieșire sunet și aici avem trei opțiuni: difuzor, optic și Bluetooth. Având un dispozitiv Bluetooth, o să dăm la listă de difuzoare Bluetooth. Acum el caută, dar înainte de a le găsi, trebuie să dăm drumul la dispozitivul Bluetooth. Deci am aici o pereche de căști. Am dat drumul. Încă nu a găsit, deci eu trebuia să dau drumul întâi la dispozitivul Bluetooth. Acum o să le găsească, uitați că le-a găsit. Dăm OK. La împerechere, încă o dată OK. Acum dăm OK și o să treacă sunetul pe căști. Auziți? Dacă dau la volum din telecomandă, o să-mi arate că sunt conectate căștile Bluetooth. Da? Deci volumul poți să-l controlezi și din telecomandă, dar și de pe căști. Acum, dacă vreau să conectez alt tip de dispozitiv Bluetooth, cum ar fi tastatură sau mouse, procedăm astfel. Intrăm în meniu, tot la setări, mergem în jos până la general, în dreapta, până la manager dispozitive externe și aici coborâm până la manager dispozitive intrare și vedeți aici avem listă dispozitive Bluetooth. Dăm OK. Și acum el ne caută dispozitive Bluetooth, însă nu o să găsească niciunul pentru că nu am nici tastatură, nici mouse Bluetooth. Dacă aveam, mi le găsea, o să-i dau anulare și închidere. Deci dacă aveți tastatură, mouse, gamepad, o să vi le găsească. Dacă nu apare opțiunea de Bluetooth și vă știți că televizorul este prevăzut cu conexiune Bluetooth, atunci trebuie să intrăm în meniul ascuns al televizorului și să activăm această opțiune. Pentru a intra în meniul secret, trebuie să procedăm astfel. Deci închidem televizorul, după care cu ajutorul telecomenzii apăsăm Info, în ordinea asta, Meniu, Mute și power. Observați că a apărut meniul ascuns și aici intrăm în meniu Option, dăm OK. Și aici coborâm până la MRT Option, dăm OK și aici o să mergem până jos unde vedeți BT Support On. Dacă este off, deci dați click pe el cu săgeți stânga-dreapta, vedeți dacă dau în dreapta e on și off. Deci așa se selectează, eu o să las on. Observați, dacă este off, nu o să vă apară posibilitatea să selectați un dispozitiv Bluetooth. Deci el trebuie să fie on. Acum ne întoarcem. De aici se pot modifica alte opțiuni, dar vă atrag atenția să nu umblați dacă nu știți ceea ce face. Ca să activăm opțiunea, trebuie să închidem televizorul. De exemplu, dacă selectez off, dau OK. Ies din meniu
ca să ni se activeze opțiunea, trebuie să închidem televizorul. Îl deschidem normal. Și acum dacă mă duc în meniu la sunet, observați că a dispărut Bluetooth de acolo, opțiunea de Bluetooth. Așa că am să mă întorc chiar în meniul ascuns și am să activez Bluetooth. Deci dacă știți că televizorul este prevăzut cu Bluetooth și nu vă apare la opțiune aici, puteți să-l activați din meniul ascuns. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să auzim numai de bine!